Bună dimineața, bine ați revenit la un nou vlog. Yes, teta e here. A ajuns sora mea. Am fost și am dus-o prima de la școală. Abia ce am ajuns acasă, a ajuns loc și sora mea. Mergem la cumpărături. Vreau să merg până în TK Maxx. Mă duc în Burton de această dată, că e aproape. Vreau să iau ceva nepoțelului meu din România. O mașină, să ceva, și acolo sunt lucruri faini. Și să mai merg așa un pic la cumpărături prin oraș, poate ajung și prin New Life, să văd dacă sunt ceva de Crăciun, decorații, chestii. Mi-ar place să mai iau ceva. Și apoi vin acasă, trebuie să-mi fac bagajul. Am făcut ieri curățenie generală, mi-am organizat și prin dulapuri și la hăinuțe, la copilaș. Dar nu am putut să filmez, că am avut o stare foarte aiurea. Oricum, astăzi fac vlog, vreau să-l postez mâinii, astăzi e joi, mâinii vine și eu mâinii dimineață plec. Da, și acum a venit sora mea, vreau întâi să mâncăm de fapt ceva de mic dejun și apoi o să plecăm. Acum vrem să plecăm și vreau să-mi iau acest palton pe mine și mi-am lăsat că nu v-am arătat ce mi-am cumpărat ieri. Aseară am fost până la Tesco să mai luăm pâinii, ceva șuncă să am pentru sandwich la Milada. Am găsit acest palton și o rochiță și atât de ieftini, vă spun imediat. Deci dacă sunteți în Anglia, vă îndemn să trageți o fugă la Tesco, pentru că au reduceri de 50%. Noi avem și club card-ul mamei lui David și am avut reduceri încă 20%. De asta eu l-am luat atât de ieftini. Deci ăsta a fost 35 de lire și eu am plătit 9 lire 60 și mi-am luat palton. E atât de fain, îmi place așa de mult. O avut și drept doar mărimea M. Aș fi preferat un S, dar îmi place și ăsta, e un pic mai oversized. I-am suflecat aici mâneca, că vine cam lungă, dar în rest e foarte drăguț, e și lung. Eu vreau ceva lung pentru că am geaca care e scurtă. Am luat acum, că vin și în România și știu că în România e mai frig. Și vă spuneam eu când mi-am cumpărat acele dresuri cu punctii, că vreau să mă îmbrac cu dresuri, cu rochiță așa grosuț mai lungă și cu cizmulițe ca o boi. Acum mi-am găsit și această rochiță. E foarte faină, nu știu ce material, nu m-am uitat, mi-a plăcut tare mult. Tot așa nu am găsit mărimea mea S, dar mi-am luat M și asta. Asta de la 25 am luat-o cu 8 lire. Dacă vă vine să credeți, cu 8 lire. Nu am probat-o încă, dar sper să-mi vină ok. Și chiar dacă mi-e lărguță, mie îmi place să fie lărguță. Evit să port lucruri strâmti, nu-mi plac deloc. Foarte drăguță. Are și mâneca așa, tip balon. E moale. Sper să nu mă înțepi, dar nu cred. Asta mi-am luat. Dacă aș fi avut mai mulți bani de cheltuială, sigur mi-aș fi luat mai mulți. Dar e bine că nu am avut, că nu era nevoie. Da, acum am iau paltonul pe mine și plecăm la cumpărături. Am mâncat, numai bine, suntem toți sătui. Ne vedem din oraș. Nu am să vă arăt ce mi-am luat. Am ajuns acasă acum, am dat comandă de pizza să mâncăm. Am luat din New Life o bluziță pentru Elsie, atât de drăguță, e culoarea asta maro, dar e genul ăsta așa knitted, adică croșetată, și a fost 7 lire, nu știu ce brand e, e de la River Island de asta, foarte faină, și am mai luat un set așa de pantalonaș, din ăștia eu îi dau să doarmă în ei. Am făcut recent, v-am zis că am făcut din nou curățenie în toată casa și am sortat. Și la pantalonaș, Milada nu mai are. Avea ea, era foarte scurt și am scos pe toți. Și m-a rămas, cred, cu două perechi și numai bini. Am luat setul ăsta și o să-i vină perfect, chiar dacă e mărimea 3-4 ani. Aici am luat niște decorații. Nu stați un pic să le scot. Aici am luat, sora mea a venit cu ideea, Eva, să luăm pentru sora mea Alice 3 păpușeli din astea, tip globuleț. Noi când eram mici, noi ne ziceam că eram Powerpuff Girls. Eu eram cea brunetă, bineînțeles. Alice era aia roșcată și tu erai cea blondă, nu blondie? Da. Da, mami, it's for Teta. Și asta îi Alice, cum ar veni, că ea e cu roz, e elegantă. Asta îi Eva, că ea e tot așa, elegantă,
dar nu prea elegantă. De asta e combinat stilul, are mărgelii. Și asta sunt eu. Și asta sunt eu. Stilul ăsta așa, de casă, homemade, cum ar veni. Da, Nathan, one second. Și o să le dăm ei să le aibă în trenuleț, doamne, în brăduleț. Nu mai știu să vorbesc, mi-e foame. Eva, eu am luat surorii mele această geantă de la Guess. Sora mea îi cu stilul ăsta așa și roz, nu se vede pe cameră, dar e un roz așa deschis. E foarte drăguță, chiar e foarte drăguță. Așa. Am luat nepoțelul meu mașină, dar nu vreau să arăt, nu știu când postez vlogul și nu vreau să vadă. Și am luat pentru copilașii mei, yes, dinosaur eggs. I-am luat ouă de dinozauri care trebuiesc, cum se cheamă? Dig, să fie săpate. Și numai bine că o să fie pentru toți trei. Și am dat 12 lire, 13 lire, ceea ce îmi presc foarte ok. Eu vreau să-l iau de pe Amazon și doar un singur ou costa 12 lire. Și eu am luat aici câte? Nici nu știu, 2, 4, 12 ouă. Wow. Da, 12. Și o să-i dea lui Nathan să joace, o să joace și el, și Miladu. Au toți activitate. Mi-a ajuns mâncarea. Aici am luat o margherita pentru copilaș. Yes, spider. Yes, Nathan, spider. Aici am luat una cu pui. Am luat și ceva sides. Am luat și aici niște din astea cu brânză și usturoi. Tot un fel de pizza. Și aici am luat tot, se cheamă. Sunt niște din astea de cartofi. Ca un fel de hash brown, sunt foarte buni. Da, ia să văd că și mai pune. Cu lingurița mănânci alții? Mi-a ajuns acum prin poștă o peri. Am dat comandă pentru aspiratorul de jos, negru. De această peri la aspiratorul robot, pentru că am scos când? Zile trecute, săptămâna trecută am scos peria asta să o curăț și am uitat-o afară și el s-a luat-o, stați să vă arăt, trebuie și să o curăț. În fin, el s-a luat-o și s-a jucat chiar și-a trântit-o de șemineu unii grese aia și i-a sărit bucata neagră de aici pentru că ea o trântit-o până o crăpat. Și aspiratorul tot mergea, dar s-a auzit așa un pic ciudat. Și mi-am dat comandă de altă peri. O să o pun acum. Mai bine am rezolvat problema. Peria e tot de la website, de la Lublulu. Și a fost foarte ieftină. Cred că 12 lire, ceva de genul. Îmi place că... Da, a intrat perfect. Îmi place că poți să găsești toate accesoriile. Și peri, și din asta, dacă ai nevoie de șters. Și sunt foarte ieftini. De la 8 lire în sus. Și filtri și tot așa sunt ieftini și baterii, adică după câțiva ani dacă vrei să-i schimbi peria sau bateria sau nu știu, asta care e de șters. Asta a venit cu acea bucată de material. Puteți comanda, nici nu sunt scumpi. Eu la aspiratorul trecut pe care l-am avut, asta o pun direct în gunoi, de la Bosch era, un filtru mă ajungea mai scump decât aspiratorul. Și da, eu de asta mă bucur că sunt foarte ieftini și pot să le reînlocuiesc. Am adus alte schimburi, să o schimb pe LC. A avut o pereche asta de dresuri. Numai că am două rămase la copilaș, mai bine acum pot să-i dau aia și dau buzița asta. Cam după Miladu, acușa. Am venit să mă încalț. Mami, mami, capul! Mami, capul! Yes! It's going to charge, Nathan. Nathan are o treabă cu aspiratorul.
Opa, be careful! Am vorbit cu sora mea să vină mâine să o duc pe mine de la școală. Mama lui David nu știu unde să o ducă, iar David e pe drum. Trebuie să mă duc la aeroport mâine dimineață și apoi n-ajunge până la 8:30 înapoi. Neta ne împinge aspiratorul, să duc la încărcat de aia, să duce singur. Opa! Și gata, plecăm acum să luăm pe Miladu și o să duc David să o iei, asta vreau să spun. Mâine, prima oară că se duce, trebuie să le iau și pe astăzi cu mine, că am venit de la muncă, să mă duc să arăt unii trebuie să se ducă. Măcar așa aproximativ, că nu pot să arăt exact dacă nu intrăm înăuntru, dar măcar așa să știi unii ar trebui să duc și după aia mai întreabă și el. Na, o să se descurci. Am ajuns acum de la școală și am venit la baie, pentru că vreau să vă zic un pic despre deodorantul meu. Că tot mă țin de dimineață și am uitat. Am să vă reamintesc de acest deodorant pentru că mi-au mărit codul de reduceri. Vi-l dau imediat. Dacă nu ați văzut vlogul meu anterior, vă spuneam că eu folosesc acest deodorant natural de la Wild și când plasați comandă o să vă vină această carcasă și aceste rezervi. Depinde câte rezervi alegeți voi. Una, două, trei. Așa arată. Și această carcasă e refolosibilă, apoi doar luați rezerva pe care a semnat-o și o înlocuiți. Un brand care e plastic free, adică fără plastic și refolosibil, adică nu faceți niciun fel de risipă. Principalul lucru la acest deodorant e că e natural și conține ingrediente naturali. Nu are aluminiu, v-am mai spus că ăsta se găsește în toate deodorantele astea din magazine, de pe piață, cum ar veni. Și e foarte dăunător aluminiu. Și al doilea lucru pe care vreau să menționez la acest deodorant e că miroase atât de fain. Au mai multe mirosuri de unde puteți alege și sunt și foarte hidratante. Adică deodorantul așa arată, e ca o cremă pentru că are mult de shea și îți lasă așa pielea hidratată. Parcă te dai pe o cremă. Și mi-a mărit codul meu de reduceri, care îi Priscila, vă lăs pe ecran, dar și în descrieri, l-au mărit la 30% reducere. Am avut doar 20% până acum și acum mi l-au mărit că e Black Friday și din astea la 30%. Deci dacă folosiți codul Priscila, economisiți 30% din comandă. Și e valabil atât pentru clienți noi, dar și pentru cei care deja ați plasat o comandă cu Wild. Codul meu mai este valabil doar câteva zile, nu mai țin minte exact. Oricum, până în sfârșitul lunii mai este codul meu valabil. Au și cod reducere pe website, dar e de 25%. Dar asta vreau eu să vă spun legat de deodorant. Acum copilașii mănâncă pizza jos, i-am dat pizza să mănânci, că astăzi asta avem la cină, nu am găsit că am fost plecat toată ziua, avem pizza. Apoi aștept să vină David și mama lui, că am acel, cum se cheamă, troller? Bagajul ăla. Îl am în mașină, David a uitat să mi-l lasă dimineață și nu pot să-mi fac bagajul, trebuie să aștept el. Apoi da, aștept să vină, îmi fac bagajul, duc, se arăt și unde trebuie să-l lase pe Milada, de unde să o iei de fapt. Spui să fac și o baie, am și multe emoții, am multe emoții bune, dar am și multe, nu știu, emoții așa cu copila și nu am stat niciodată fără ei, nu am stat fără ei. Și două nopți, Nathan și Milada sunt mai mari, fără ei am stat o noapte când am născut-o pe el, si? Yes, mami? Can I tell you red? Yes, I'm coming now. Yeah? Dar fără el, si, nu am stat, da. Înțeles că sunt bucuroasă că merg în România, dar inima mea de mamă are așa și, nu știu, o melancolie. Frigiderul meu plin cu desenii de Amiladei, cu tot ce legat de școala ei acum. Vreau să fac acest somon pentru că expir astăzi și nu vreau să se strici. Și vreau să-mi fac și un ceai, mă doare gâtul, groaznic, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-am făcut și ordine aici în dulap. O să-mi fac un ceai cu miere și cu lămâie. Da? Elsie, don't drink that water. Copila se joacă cu acei dinozauri care l-am luat astăzi. Ceaiul ăsta sunt nebunită de el, mi-l-a luat sora mea. Vi l-am arătat eu în vlogtober. Vai, mă, cât am desfăcut și frumos miroasă. Uitați că scrie și în român. Amestec de ceai negru ca să nu mai chinu eu și să spun în engleză plante și fructe cu aromă de piersici și maracuia. Maracuia. Are și flori așa de trandafir. E super fain. Și o să mi-l fac acum. Și apoi o să pun la cuptor somonul.
Copiii fac sport. Eu îmi beau ceaiul. Trebuie să-i mai iau la o sesiune de pupat. Am pus telefon să filmez, am venit pe canapea și am luat pe toți la pupat, la drăgălit, dar mi s-a închis că nu mai aveam baterii. Și acum l-am pus la încărcat și îmi beau ceaiul și mă uit la ei cum fac sport. Milada învață ce a făcut ea la școală. Nu v-am mai spus nimic din Milada cu școala. Mari zile când plângi. Nu plângi în fiecare zi, dar tot mai plângi. Noaptea îi mai bine, nu mai plânge atât de tare, dar vine în pat la noi cam în fiecare noapte. Dar are mulți prieteni, învățătoarele ei chiar sunt foarte de treabă. Nu știu, nu cred că e ceva problemă cu ele, că le-am văzut foarte drăgăstoase cu Milada. El zic, tot timpul cu geaca pe ea sau cu altceva. S-a terminat și somonul. Opa! Că am pus timer. I-am mai pus, în plus 5 minute, că nu știu, nu se făcuseră. Ia? Hey Google, stop! Așa arată somonul. Nu puteam să filmez și să scot din cuptor. Iar mi s-a pătat asta peste tot. Abia am spălat acest vas. Dar poate dacă îl pun mai repede în mașina de vas, eu o să se duc mai repede și nu o să mai trebuiască să stai eu să frec la el. Am terminat și bagajul, am pus doar ce v-am arătat că am cumpărat și acele jucării și gata. Sper să nu fie mai mult 10 kg. Eu nu mi-au decât schimburile mele, atât. Periuță și din asta o să-mi cumpăr de acolo din Iași dacă am nevoie. Nu mi-au nimic altceva. Nu mi-au nici machiajuri, nu mi-au chiar nimic, doar hainele de pe mine. Aici... mi-am dat o comandă, de fapt David mi-a dat de la Blossom, de un nou pulover, pentru că eu mi-am spălat acest pulover și David mi l-a pus în uscător. Și mi-am dat seama după câteva minute, dar deja au fost stricat un material foarte sensibil și scrie că trebuie spălat doar la 30 de grade și nu trebuie pus în uscător. Tot e bine, doar că s-a lărgit. De obicei se fac mai mici, dar acela s-a lărgit, da. Mai ales că acum au fost reduceri, mi l-am luat din nou. Îi puloverul meu preferat. L-am purtat în continuu. În continuu l-am purtat. Mi l-aș fi laptat din stoc, așa de mult îmi place. Și-o las și sora mea unul din ăsta. Și asta am pus în geantă. Și-o las și un costum de la ei, pentru că sunt foarte calitativi și se merită și sunt foarte faine. Merg acum, se arăt David, nu am lumină deloc bună. Stați un pic să aprind plițul, poate. Mergem acum, se arăt David, unii trebuie să se ducă ap, mâine să o iei pe Milada. Bineînțeles, știi unde e școala, dar trebuie să o ia printr-o parte care n-ai cum să o vezi de la stradă și să-i explic unii să se ducă, că intri în curtea școlii, de acolo trebuie să iei prin altă parte. Vedeți foarte aiurea. Și apoi mergem până la magazin. Trebuie să-mi iau acele pastiluțe pentru gât, bombonele negri. Mă deranjează foarte tare gâtul. Ce mai trebuie? Să mai am ceva să aibă copila și mâine dimineață. Ah, și o periuță cu mama lui David, să nu uităm. Și trebuie să-mi schimb tot din geanta aia roz pe care ați văzut că am împachetat-o. S-a uitat mama lui David pe bilet și mi-a zis că e mai mare geanta și că nu pot să merg cu aia. Și apoi am stat și am căutat. În fine, o trebuie să schimb într-o geantă mai micuță. Am înțeles că nici nu pot să-mi iau o geantă mai mică din asta, de umăr, în care să-mi pun actele. Nici nu știam, v-am întrebat pe Instagram și majoritatea mi-a zis că nu se poate. Și sora mea a zis să-mi ogolesc și să pun tot în buzunar și na, să nu mai iau. Na, ca să fiu sigur că o să fie tot ok. Și apoi, după ce vin la magazin, mă duc să fac o baie, nu cred că o să dorm în seara asta, vreau să editez logo-ul ăsta, astăzi e joi, ca să-l pun tot în seara asta, să mâine numai să-l postez, că nu știu, acasă nu-mi iau laptop, să editez acasă, în România, tot.
o să-mi iau laptopul și din astea și da. Oricum, ne vedem imediat. Am venit la Morrison. Citeam acum din mesaje că mulți spun nu, alții îmi spun că nu pot nici cu geanta neagră să trec, deja am stres, dar nu mă mai gândesc dacă o fi să plătesc, o să plătesc. Nu iau pe aia micuță, bag în buzunar actele și ce aveam eu în gentuța aia micuță, că e foarte micuță, dar n-am zis ca să fiu eu sigură cu actele și așa. Dar acum mai sunt câteva persoane care mi-au spus că nu am voie nici cu geanta aia neagră sport, dar are dimensiunile care trebuiesc, dar oricum vedem. Am luat niște din astea de orez. Erau la promoții, am luat ceva chipsuri pentru coplaș când am avut săptămâna asta și mi-au cerut acum și le fac și eu mofturile înainte să plec. Am luat una și pentru mama lui David și ea e cu fia o moștenesc coplașii. Am luat niște ouă, să aibă babă să-mi fac ceva de dimineață și am luat o periuță acolo. Am luat și o periuță pentru babă și mi-am luat și gumițele astea să le am mâine pe drum. Și atât am luat. Ah, și mi-am luat ale mele de gât. Chiar o să iau una acum. O să-mi umplu și buzunarele să am pe drum. Sper să-mi treacă totuși, că nu vreau să am roșii în gât exact acum când mă duc și eu acasă și vreau să mănânc de toate.